la 100.000 de abonați dăm o mașină cadou. Mai multe detalii în curând, însă până atunci nu uitați de grupul de Telegram cu abonații, să putem vorbi live și să facem schimb de idei și de subiecte pentru clipuri. Uitați că se poate. Mașină cheală. Știți foarte bine că mie îmi plac mașinile chele și asta este aproape cheală. Are 4 sau 5 opțiuni peste un BMW seria 5 standard. Însă, după cum probabil știți din thumbnail și din titlu, ăsta este un seria 5 super rar și super șmecher și avem și confirmarea în cazul în care nu știați. Ia uite-l, extraordinar de rarul 518 de facelift, ultimul BMW seria 5, fără pachetem, fără luxury line, fără brizuri, da, preț 55.000 de euro fără opționale. Îl poți lua, îl poți cumpăra, îl poți comanda sau, așa cum am făcut noi, îl puteți lua în chiria de la prietenii noștri și partenerii noștri de la Autonom, care ne-au ajutat de atâtea ori și în atât de multe moduri. Deci, Autonom, rent-a-car, leasing auto sau, dacă faci un accident și nu este din vina ta, poți avea mașină la schimb de la cine? Normal, de la ăla care te-a lovit. Să-l rupi tu pe aia la asigurare. Te Autonom te ajută cu toate acestea. Au și Tesla acum, au probabil cea mai mare flotă de mașini de închiriat din țară. Și au și acest superb 518 de. Și ați văzut și consumul. Consumul vi l-am arătat la început, că atunci când filmez mașina, mai stau cu ea pornită și mai crește consumul. Abia aștept să vă arăt cum arată cel mai chel, cel mai rar și cel mai interesant BMW seria 5 aflat la vânzare. Acum, doamnelor și domnilor, fără voi nu se poate nimic, așa că vă mulțumesc, mașini cu Luci, popa, începe! Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București. Ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecusoane gratis. Atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aolo, m-ai strigat? Am auzit? Stai mai puțin că ăsta e clipul meu. Du-te, du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. E atât de rară mașina asta încât nici nu o găsești pe Autodata, nici nu o găsești pe Kilometru 77, nici nu o găsești pe car.info, toate site-urile astea de mașini, dar o găsești pe configurator la BMW, 55.000 de euro. Și voi, ăștia care vreți mașină full la mâna a doua, să fie seria 5, fulfuleanu, fulfulescu la 19.990 de euro cu 200.000 km și 200.000 dați înapoi, voi nu știți că mașinile astea costă mult când sunt noi. Așa e românul, vrea lux pe bani puțin. Ei bine, gândiți-vă că la 55.000 de euro și voi vă plângeți acum că un jogger costă 27.000 full hybrid. Vă plângeți că asta e 55.000 de euro. Asta înseamnă premium, asta înseamnă să dai un ban pe o mașină nouă. E într-adevăr ceva foarte mișto și o să prezentăm mașina în detaliu, pentru că are multe chestii interesante și multe chestii lipsă. Începem cu cheia unei mașini de 55.000 de euro. Ia uite-o, cheie normală de BMW, încuiere, descuiere, portbagaj și cu buton programabil. Da. O deschizi frumos așa, o închizi frumos așa, însă mașina, surpriză, surpriză, în standard nu are keyless. Keyless-ul costă, nu știu cât costă, dar costă mult. Costă mai mult decât soft close-ul la mașina asta, dar avantajul este că poți deschide geamurile, le poți închide. Și cu toate că mașina nu are haionele, portbagaj electric, pentru că și ăla costă, nu știu, costă și el câteva sute de euro. Tararara. Avem deschidere din cheie. Ca de obicei începem cu luminile și hai să vă arăt cele mai rare faruri de pe BMW seria 5.
G30 facelift. Avem faruri full LED și atât, non-adaptive, cu asistentul pentru faza lungă opțional, care costă 195 de euro, ce se află în parbriz, în camera din față. Mașina asta are această opțiune cu semnalizarea LED pusă aici, fază scurtă și fază lungă, totul full LED și lumini de zi cu LED. La farurile următoare, farurile adaptive cu tehnologie LED Matrix, care costă 1128 de euro, ei bine, semnalizarea înlocuiește una din luminile de zi. Să vezi un BMW Serie 5 care are semnalizarea aici pe lateral e foarte, foarte rar. Și sunt curios dacă le poți pune retrofit pe M5. Dar asta e o întrebare pentru o altă zi. Să ai singurul M5 cu faruri din astea. Ei bine, la 2050 de euro ai farurile BMW Laserlight, care îmbină tehnologia asta LED Matrix și un laser dinamic pe fază lungă, ce duce faza lungă la 650 de metri. Dar n-avem această opțiune aici, însă vreau să vedeți cum arată cele mai rare faruri de pe seria 5, LED-urile simple, non-adaptive, care și astea bat bine, de ce să ne căcăm pe noi? Evident, avem și semnalizare în oglindă. Ok, continuăm cu stopurile. Stopurile sunt full LED, semnalizarea este fixă, ceața este pe stânga și marșariul este pe partea dreaptă și avem aici BMW în far. Da, la cele adaptive scrie BMW Adaptive LED, la laser mai avem conturul albastru și scrie Adaptive LED și aici BMW doar LED. Continuăm cu vopseaua, care este un negru nemetalizat, alb și negru, alba neagră, nemetalizate, vin în standard pe seria 5. Dacă vrei o culoare metalizată, de la 1000 de euro în sus, până la vreo 2400. Însă asta este culoarea stock de bază, Kelainen. O chestie mișto este că dacă ai contactul pus și încui mașina, se oprește tot. Se oprește semnalizarea, se oprește contactul, se oprește tot. Deci nu trebuie să mai dezactivezi contactul și să încui mașina. Asta e un lucru de bun augur. Apropo de Kelainen, observăm că avem grila cu contur cromat, însă ea este neagră, plastic, grilă activă, aerodinamică, are ambele roluri și prizele de aer de aici, care sunt niște prize de aer reale cu contur negru. Luxury Line le are cromate și aici mai avem niște dungi cromate, evident tot din plastic, însă aici prizele de aer sunt cromate la Luxury Line și evident la pachetul M, despre care nu vom vorbi astăzi pentru că mașina asta nu are nimic M, exact așa cum ar trebui să fie. Dacă vrei M, îți iei M. Ce ai făcut, Rox? Nu știu, am stat pe telefon. Ai stat pe telefon? Ai speriat mașina? Nu cred. Ia zi-mi un lucru care îți place și un lucru care nu-ți place la mașina asta. Dar nu prea sunt lucruri care nu-mi plac la BMW. Atunci zi-mi unul care îți place. Păi nu aș ști să-ți punctez ceva anume. Îmi place cu totul, na. Îți place cu totul? Da, ce vrei să zic? Lumini ambientale, dar nu știu, interiorul. BMW sau Mercedes? Mercedes. Mulțumim, Rox. Hai, dacă tot le-am menționat, să zicem și prețul. 974 de euro keyless entry, 666 de euro soft close și portbagajul electric 615 euro. Deci din start 2100 de euro pe 3 dotări nu foarte speciale. Vedeți, de asta crește prețul la mașini de noi și voi vreți după aia să vă luați F10 cu 100.000 de kilometri, 530D cu toate full-fuleanul, full-fulescu, să vă dați mari la vecini cu 9500 de euro și cu jante de iarnă. Bă, dă-mă dreacu. Ornamentele astea cromate vin în standard. Însă dacă vrei ceva satinat, 574 de euro, nu mai vorbim de Shadow Line și alte pachete care sunt mult, mult mai scumpe. Însă, cine vrea, aici are totul cromat în standard. Exact așa cum aș lua-o și eu. E mai elegant. Spre deosebire de unele chestii de la pachetul M, nu vorbesc de priza asta care e reală la toate, alte prize sunt false. Dar la asta n-ai nimic fals. Asta este făcută ca să elibereze oarecum presiunea în pasajul roții, să vină aerul să treacă așa pe lângă mașină, să aibă rol aerodinamic. Geamurile cu protecție solară și privacy glass, pachet 543 de euro. Și sunt curios, dacă nu ai privacy glass și nu ți-ai pachetul ăsta, că independent nu poți să ți-l iei, nu ai geamuri cu protecție solară sau, mă rog, presupun că ai o tentă ceva mai deschisă. Nu ai un 30%, ai un 15% pe acolo. Costă, ce să mai costă. Apropo de geamuri și de cheie și de încuiat chestii, mașina este încuiată acum, dar observăm că oglinzile sunt depliate, însă dacă descuiem mașina și o încuiem, observăm că se pliază oglinzile. Ei,
Dacă ai descuiat mașina și nu intri în ea 30 de secunde, mașina se va încuia, dar oglinzile nu se vor plia. Și astea sunt anvelopele cu care vine mașina în standard, sau mă rog, jantele 225-55P17, Goodyear, Efficient Grip, cu rezistență redusă la înaintare. Fix pe astea le-aș lua și eu, pentru că sunt cele mai confortabile. Și când ai o mașină genul ăsta, îți trebuie, tati, confort. În rest, în standard, mașina vine cu aceeași suspensie, double wishbone pe față, multilink cu 5 vibrații pe spate, însă n-ai amortizoare adaptive sau suspensia aia M-Sport pe care poți să o pui dacă vrei. Îți mai coboară mașina cu un centimetru, barele stabilizatoare devin ceva mai rigide și mașina, per total, ar trebui să fie mai rigidă și mai manevrabilă. Zic ei, mai stabilă, whatever. Nu, lăsați-o pe asta. Și dacă vrei suspensia adaptivă, 1230 de euro, atunci amortizarea adaptivă se schimbă un pic situația. Dar M-Sport-ul costă 461 de euro. Euro, dacă vrei. Dar nu, las-o pe asta. Cea mai bună, cea mai ieftină, cea mai confortabilă, cu jantele astea mici, tati, să ai confort. Da, ce e treaba asta cu mi-au jante mari să arate mașina mai bine? Și după aia, ce faci cu ficatul și cu dinții care sclănțăne în gură? Ce faci, ha? Sau dacă strâmbi o jantă de 20, las-o, tati, pe asta de 17. Ce mai poți să-ți mai iei în schimb? Apropo, un detaliu interesant. Mașina cântărind 1700 și un pic de chile la gol. Un detaliu interesant este că mașina vine cu discuri ventilate de frână și pe spate. Nu perforate, doar ventilate. Ce mai poți să-ți mai iei este direcția activă integrală, care costă, adică direcție pe punte spate, costă 1281 de euro și nu cred că poți să o iei în combinație cu suspensia standard. Cred că îți trebuie ori suspensia M-Sport, ori adaptivă, pentru că nu te lasă BMW să pui pe suspensia confort direcția asta pe puntea spate. Sigur, sigur nu te lasă. Oh, celebrul Hofmeister King, care a fost desenat întâi de Giugiaro și Hofmeister a furat-o și a consacrat-o, dar ar trebui să numească Giugiaro King. Oglinzile au blind spot și cea din dreapta coboară atunci când o bagi în marșalier. Știu că toate multe mașini fac chestia asta, dar e o dotare standard, nu e într-un pachet anume. Deci, acestea sunt oglinzile, un pic cam micuțe. Blue, B. White, W. M, middle. Blue, middle, white. Asta e una din sursele numelui BMW. Mai aia cu Big Mexican Woman, bă mă vezi, Black Man's Weenie. Evident, Bayerisch Motorenwerk, Bavarian Motorworks, cum vreți să o spuneți. Asta este steagul Bavariei, nu este elicea unui avion așa cum se credea. Da. Evident că de-a lungul anilor a mai fost discuția că ar fi elicea de la motoarele BMW, din al doilea război mondial și așa mai departe. Dar nu, este steagul Bavariei. Cine spune cea mai bună glumă cu BMW câștigă ceva. O să mă gândesc eu la ce dau să câștige. Ghilotina! Hă? Aha. Dacă e contactul pus. Am mai văzut asta la BMW, dacă e contactul pus. Și e ușa deschisă, nu merge impulsul. Oh, m-a prins. Dar de data asta chiar m-a durut. Deci are protecție. Hai să vedem dacă are și în spate. Deci merge doar pe coborâre. Impulsul pe oricare nu. Și acum, ia, încă o dată aceeași chestie. Hai. Are. Dar și un lucru mișto este că geamurile din spate coboară de tot. Hai să vedem cât de premium este premiumul german. Aici notăm, o să vorbim despre ornamentele astea la interior un pic. Pac, moale. Moale peste tot, bă. Moale peste tot. Evident că înăuntru nu este și buzunarele nu sunt capitonate. Dar buzunarele sunt mari, bine definite, bine decupate. Și hai să vedem în spate, și am făcut și o rimă. Una bucată ciocan, două bucată ciocan, trei bucată ciocan. Și aici tot moale, și aici tot moale în spate și din nou acolo nu avem capitonaj. Deci este premium, dar nu avem capitonaje, din păcate. Hai, noi suntem sănătoși. Senzorii de parcare față-spate vin în standard. Ura, camera de mers înapoi, sau camera de marșalier, 461 de euro. Hii! Însă mașina asta are asistentul la parcare cu cameră video, adică asta, 769 de euro, care include și funcția de reversing assistant. Tu mergi cu fața și următorii 50 de metri pe care tu ai mers cu fața, ca să poți să ieși dintr-o parcare strâmtă, mașina merge cu spatele. Însă eu am încercat chestia asta pe un spațiu foarte, foarte strâmt și are un decalaj de câțiva centimetri. Adică dacă tu ieși la milimetru, când dă cu spatele, nu mai dă chiar la milimetru.
Evident, mai e și asistentul plus la parcare, care costă, nu știu, 1400 de euro, cam așa, cu camere 360, lolecuri, bolecuri și alte briz-brizuri, da, pe care le-ați mai văzut în clipurile mele cu alte BMW-uri. Avem bara, fără niciun fel de pachetem, aici avem plastic nevopsit. Eu când eram mic, primii mei 19 ani, i-am petrecut locuind lângă o biserică. Și în fiecare dimineață, duminica, la 9, ce auzea Luci Popa, copilul Luci Popa, când dormea? Asta. Da, când dădea clopotarul în clopot mai tare ca peștele pe uscat. Ei, țevile sunt reale la BMW seria 5. Un BMW, fie el chel, are antena de rechin pe el. Rezervorul la mașina asta are valoarea de 66 de litri, ce înseamnă că dacă mergi liniștit poți să faci 1500 de km cu un plin B7, 7% maximum biodiesel AdBlue și evident capac din ăsta de se deschide și se lasă aici, la fel ca la multe alte BMW-uri. Dacă încui mașina și se închid și oglinzile, mai poți să mai închizi bușonul, mai poți. Dar, după aceea poți să-l deschizi, e interesant. Dacă îl descui și îl închizi, după aia îl închizi la loc, nu mai poți. Deci, aveți grijă cum vă lăsați bușoanele. Mamă, câta râma, ești nebun la cap. Dacă vreți să mai vedeți o gânganie similară în clipul cu noul Porsche Cayenne, care apare pe 16 mai, da, pe 16 mai, nu știu dacă BMW-ul apare înainte, mai vedeți o altă gânganie. Doamne, nici camera nu vrea să focalizeze. Oricum, o creatură superbă, sper să nu calci nimeni cu mașina. O dotare pe care am mai găsit-o la mașina asta are încălzirea auxiliară la 1500 de euro. Bun, bun pe timp de iarnă, bun. Am descoperit-o când mă jucam pe la interior. Deschidem portbagajul. Ce e interesant e că se deschide totuși singur, chiar dacă nu este electric. 530 de litri cu o plasă, cu un spațiu de depozitare, cu alt spațiu de depozitare, 85 cm lățime, 112 adâncime, e și destul de înalt, poți să-ți iei o priză de 12V, dar nu mai țin minte exact cât costă, ai un cârlig aici pe care poți să-l folosești, poți să-ți iei o roată de rezervă de mici dimensiuni care să intre sub această podea și poți să rabatezi bancheta dacă vrei. Dar era deja deschisă, dar trebuie să o împingi, deci după ce deschizi de aici trebuie să o împingi. Era o glumă de la Vacanța Mare, tomping, tomping. Îl lua interviu la coreeni care făceau ticoaie la Craiova. Și aici evident era decupajul pentru butoanele de la haionul electric. Ce interesant este că într-adevăr se închide ușor. Și arată frumos din unghiul ăsta, aici că te joci NFS cu ea, vom, vom. Evident, seria 5 este o mașină cu 5 stele la testele de siguranță, e tank mașina, n-ai ce să îi ceri mai mult. 5 stele plus garanție 2 ani, plus 5 ani service inclusiv, poți să-i prelungești garanția, poți chiar și să-i prelungești service-ul dacă vrei, însă pentru 300 și un pic de euro ai sistemul ăla pre-safe, pre-sense, nici nu mai știu, toate sunt pre-safe, pre-sense, care te pregătește în caz de accident dacă simte ceva. Are multe sisteme de asistență, precum frânare în standard pilot automat, fără funcție adaptivă, ține banda singură și are și blind spot. Evident, dacă vrei toată suita de sisteme de asistență, ai driving assistant professional, care le are pe toate. Chiar că toate. Și costă și 2000 și ceva de euro. Nu e așa mult pentru BMW. Și iată de ce, în teorie, BMW-urile se conduc mișto. Motorul se termină exact pe puncte. Antifonare la capotă, două amortizoare, trebuie să tragi de două ori de capotă. Și în rest avem barele astea de rigidizare și mult, mult spațiu aici în față. După dezastrul cu N47, motorul pe care l-am avut și eu, acum avem de ceva timp, a făcut 8 ani motorul ăsta, a trecut ceva timp, avem B47-le care a făcut 8 ani. Un motor mult mai fiabil decât B47-le, din aluminiu, în două axe, cu injecție directă common rail, cu până în 2017 o turbină, însă acum toate 18D-urile și 2020D-urile, începând cu noiembrie 2017, de la B47 Technical Update 1, au primit AdBlue și două turbine. Deci și cele slabe au două turbine. Asta e un detaliu foarte interesant, o turbină mică pentru eficiență. Așa că de asta motorul ăsta consumă atât de puțin. Și mai e un motiv pentru care consumă puțin. Are un crankshaft mild hybrid system, starter generators, adică un sistem mild hybrid pe 48 de volți, care ajută la accelerație, ajută răspunsul, alimentează consumatorii și regenerează curent în bateria mild hybrid micuță din spate.
de cam jumătate de kilowatoră. Dar să nu credeți că varianta asta nu e în stare de nimic. Are 150 de cai putere. Că să ziceți, mă, 150 de cai putere pe 5 ar. Da, dar înainte nu vă plângeați. La E39, la E60 nu se plângea nimeni. La 4000 de ture. Apropo, diferența dintre cea mai slabă versiune, adică asta, și cea mai puternică, adică M5C, este de 485 de cai putere. Unul dintre cele mai mari gap-uri din asta de putere între varianta cea mai slabă și cea mai puternică. Cuplu maxim de la 1750 la 2500, 350 Nm. Plus mild hybrid-ul ăla care mai adaugă 11 cai putere și un cuplu pe care nu pot să-l spun că nu-l știu, nu l-am găsit nicăieri, face ca mașina asta să fie totuși destul de fâșneață, pentru că are cutia ZF8HP, la 2000 de ture are 106 km/h, deci nu e cea mai lungă pe care o poți găsi, și totuși mașina asta face 100 în 8,8 secunde și prinde 220 de km/h. 8,8 secunde până la 100 pentru uita mai barca de 1,7 tone, nu e deloc rău. Mașina asta are și turbina aia micuță, are și sistemul mild hybrid și are un răspuns bun. Deci dacă vrei să mergi liniștit și dacă vrei să faci o depășire, este mai mult decât suficient. Deci nu ai nevoie de mai mult, dar trebuie experimentată versiunea asta pe pielea voastră. Și să zici, a, pașatul meu de 170 de cai îi dă fum. Bă, nu e chiar așa. Nu este chiar așa. Ia să vă uitați la niște cifre de accelerație. Chiar asta se bate cu multe, multe mașini care au mai multă putere. Interesantă mașină. Eu pe asta mi-aș lua. Și o poți lua și cu cutia Sport, care costă, nu știu, costă 100 și ceva de euro, cutia Sport cu padele. Asta are cutia standard. Și o să vedem ce are în loc de padele. Mașina vine cu niște scaune standard, care se reglează manual, da, pe lungime. Și astea la fel, se reglează de aici. Parțial electrice, suportul lombar este și el opțional, dar astea sunt scaunele Sport. Nu știu de ce s-a ales scaunele astea Sport. Costă 666 de euro, care au susținere destul de bună și sunt, au și perne reglabile. Asta e destul de interesant. Vrei scaune încălzite? 461 de euro. Volanul încălzit e și el, nu știu, mai simte, 300 și un pic de euro. Cam așa. Dacă vrei ventilație, 923 de euro. Dacă vrei memorie, 1230 de euro. Dacă vrei scaune confort, 2357 de euro. Și tot 2357 de euro sunt și scaunele M. Deci ai o grămadă de opțiuni de scaune. Nu mai vorbim că asta e piele sintetică. Și dacă vrei piele naturală, trebuie să plătești de la 1000 în sus. 1000 și ceva, parcă. Sau 2000 și ceva. Până pe la vreo 5000 și ceva de euro. Dacă vrei masaj, 1100 de euro. Tot felul de opțiuni de scaun, piele și așa mai departe. Vrei piele adevărată sau vrei piele individual și așa mai departe. Astea sunt scaunele electrice încălzite, pardon, parțial electrice încălzite Sport cu piele sintetică, fără memorie, fără nimic. Păcat, voiam scaunele alea chele. Hai să facem și testul de confort. Dăm drumul la Denis mingea de tenis, pam, pam, pam. Deci nu sunt nici prea prea, nici foarte foarte, adică Denis mingea de tenis nu ricoșează nici prea mult, nici prea puțin. Sunt niște scaune care îți oferă un confort destul de bun, o susținere destul de bună, dar șezutul este oricum lung și se poate lungi și mai mult. Dar chiar și așa eu îl prefer dat la minimum pentru că am picioare scurte. O chestie interesantă la B47, B48, B58 mild hybrid este că nu poți să dezactivezi start-stop-ul decât dacă ești pe Sport Plus sau ceva de genul. Altfel vei avea start-stop tot timpul și mașina nu are buton de dezactivare start-stop. Deci, practic, mașina nu se va opri la semafor, nu, sau se va opri la semafor tot timpul și nu poți dezactiva acest lucru decât dacă ești pe Sport sau pe Sport Plus sau ceva. Evident, avem buton de start-stop engine, dar nu de auto-start-stop. O chestie interesantă la scaunele astea este că au și tetieră reglabilă, dar pe adâncime. Ia, ne arată ROX cum. Ți-a apăsat pe butonul ăla și se duce în față sau în spate. Hai să vorbim un pic despre materiale. Deci, pe bord avem spuma clasică. Dacă vrei Sensatec, adică tot un fel de plastic, dar mai moale și mai cusut, e 70 ceva de euro. Dacă vrei piele BMW individual pe bord, e 1300 de euro. Deci e ceva. Material moale și aici, și aici. Ați văzut în rest peste tot și aici, și aici. Adică avem materiale moi peste tot, dar asta este versiunea de bază, da? Plasticul ăsta, spuma asta, poliuretană, ceva mai moale. Evident, poți avea și ceva mai mult, poți avea și ceva mai puțin. Și interesant este că astea sunt ornamentele chele, chele, chele. Deci, dacă vedeți, ornamentul ăsta este standard, nu s-a plătit nimic pentru el. Pentru restul, trebuie să plătești. Sau am impresia că mai e o variantă de ornament pentru care nu plătești, dar asta este cea
cu care vin toate BMW-urile în standard, toate cinciarele. Și același ornament e și aici, și aici, și aici, peste tot. Măcar nu e piano black, mă rog, ăsta e piano black, dar măcar ăsta nu e și nu se zgârie. Și arată ornamentele unui BMW chel. Deci dacă zice cineva că are un BMW full și are ornamentul ăsta, nu e full. Mașina vine cu climatizare automată pe două zone. Asta e un lucru bun. Avem și funcție de încălzire auxiliară când mașina este staționată, dacă vrem acest lucru, dar nu vrem, stai să o oprim. Însă, probabil, dacă ați văzut multe cinciare din asta, ați văzut că majoritatea butoanele astea argintii. E bine, aia e opțiunea de butoane galvanizate care costă 205 euro. Și să vă mai arăt un detaliu interesant. Avem controllerul care este din plastic normal și poți avea aplicații ceramice pe aceste elemente. Și majoritatea au chestia aia. Practic e un negru lucios, ceramic. Da? 666 de euro. Așa arată versiunea standard. Trapa, dacă vrei să o iei, 1281 de euro. Exact costă pielea BMW individual pe bord. Uiteați la trapă sau piele individuală pe bord. De G30 LCI pe facelift, Life Cycle Impulse. Da? Nu mai avem volanul standard, avem doar volanul sport în standard, din piele frumos, dar neavând padele, în locul padelelor, aici ar trebui să fie niște găuri cu niște șuruburi. Da. Ei, dacă mai plătești 100 ceva de euro în plus, ai și padelele. Volanul este reglabil manual, poți să-l ai și electric la unele versiuni și volanul încălzit care costă 300 de euro. Parcă este opțiunea bifată aici. Cam așa este. Volanul tot gros a rămas, tot nu-mi place. Haha. Și mai e opțiunea de volan M care e tot gros, 205 euro, plus încălzirea. Deci volan M și încălzire, volan M Sport, nu M, că n-are decupajul nici cusăturile. Dar sunt curios dacă poți să iei volan M fără padele. Am mai văzut pe undeva, da, am mai văzut, poți să iei. Spațiile de depozitare le-ați văzut, aici avem un loc pentru telefon, dacă vrei wireless charger acolo e 300 de euro, două suporturi de pahare bune, USB-A, o priză de 12 volți. Da, o cotieră cu USB-C, așa cu bază cauciucată și iluminare și un torpedou capitonat amortizat și iluminat și acolo se pune pachetul Ambient Air cu parfum care costă și la 300 și ceva de euro și uite așa, nu-ți mai miroase urât în mașină, da, și 300 de euro și după aceea când se golesc cartușele trebuie să cumpere altele, nu știu cât costă alea, dacă știe cineva să-mi spună în comentarii. Și am uitat să zic, suportul lombar la scaunele standard, nu știu dacă și la astea sport, dar la scaunele standard costă și la 164 de euro. Dai 55.000 de euro? Mai dai și pentru sport lombar. Măcar butoanele de pe volan se simt de calitate și sunt bine amplasate, dar pilotul automat în standard este normal cu limitator de viteză. Dacă vrei, pilot automat adaptiv cu funcție stop and go, 1.435 de euro sau îți iei pentru 2.700 sau cam așa e pachetul ăla Driving Assistant Professional și ai tot ce trebuie. Head-up display-ul e 1300 de euro dacă vrei asta. Evident că nu-l avem aici. Ați mai văzut cinciar care să n-aibă deloc boxă aici? Asta pentru că avem sistemul standard. Standard, sincer, nu știu cât are sistemul standard. Pentru că după aia Hi-Fi cu 12 difuzoare la 500 de euro cu 205 W, care cred că e destul de comun. După aia mai ai Harman Kardon cu 16 difuzoare, 464 de V la 1100 de euro și evident celebrul și frumosul Bowers & Wilkins pe care l-ați văzut în clipul meu cu M5, dacă vreți să-l vedeți, 1400 W, 16 difuzoare, grile din metal cu iluminare ambientală integrate. Dar sistemul ăsta nu se aude nici bine, nici rău, e un sistem mediu, dacă mai umbli prin egalizator e ok. Ce interesant este că nu are putere, deci evident că are mai puțin de 205 W, dacă la Hi-Fi are 205 W. Dar înseamnă că dacă îl dai la maxim, odată nu bârie și a doua oară nu are nici putere, adică nu are volumul ăla să-ți bubuie creierii. Nu poți să asculți manele la maxim în mașina asta, pentru că abia dacă te aude ăla din mașina de lângă. Și acesta este tabloul de bord de la iDrive 7, îl știți deja de la mai multe modele BMW, nu o să intrăm prea mult în detaliu. Treci din Eco Pro în confort, în sport, dacă vrei. Interesant că n-are mod adaptiv. Ăsta n-are mod adaptiv, dar nu mai contează. Și umbli de aici să schimbi lucrurile, inclusiv thumbnail-ul de la YouTube sau cover art-ul de la ce muzică asculți și sursa de
muzică radio, avem și radio digital care e în standard pe mașina asta și Apple CarPlay, Android Auto, wireless. Cred că acum nu trebuie să mai plătești pentru Apple CarPlay și Android Auto, n-am văzut pe configurator, deci cred că vine în standard. Și acesta este sistemul de infotainment care e și cu touchscreen și cu rotiță, controllerul iDrive, iDrive 7. El vine în standard, sau mă rog, mașina venea în standard cu Live Cockpit Plus, cu ecranul mai mic, dar acum primești Live Cockpit Professional în standard, cu widget-uri, dar cu Apple CarPlay, uite aici avem Apple CarPlay-ul, frumos, ecran mare, avem și Android Auto, ambele sunt wireless, efectiv este mașina aproape perfectă cu ecranul ăsta. Navigația mașinii e și ea bună, dar nu prea ai ce să faci cu ea. Dacă vreți să o vedeți și pe asta, o avem frumos aici. Ce mai avem? Media, oricum ne interesează, că te duci pe Apple CarPlay, Communication, Car. Aici mai avem câteva opțiuni, Driving Information, consumurile, apoi Sport Displays, în cai putere, cineva a modificat că era înainte cu kilowatts, Energy Flow, dacă vrei chestiile astea, Vehicle Status, Tire Pressure Monitor, Oil, Service, AdBlue, AdBlue e pe la jumate, setări, nu o să intrăm prea mult, avem totuși interior lighting, asta e să închid ăsta, cu luminile ambientale, se văd pe cameră, eu știu, oricum o se vadă la proba de condus, interior lighting, ambient lighting și aici avem culorile, da, lilac, lilac and white, blue, orange și așa mai departe, da, mie îmi place lilacul ăsta care e selectat acum, butonul romb de pe cheie să-l configurez, climate comfort, auxiliary ventilation, deci avem absolut toate, modurile de rulare, sport individual și EcoPro individual dacă vrei să ți le setezi tu, evident că avem și confort, dar ăla nu poți să umbli, Experience Mode și Car Caring, două dotări absolut inutile pe care nu le folosește nimeni, îți bagă niște muzică, o climatizare, să te facă să te simți mai bine, dar de ce ai vrea chestia asta, selectezi o temperatură, bași tu muzica ta, nu folosește nimeni. Și evident aplicații, Apple CarPlay, Android Auto și aplicațiile instalate. Acum, luminile ambientale, altă opțiune cu care vine mașina asta. Avem 350 de euro opțiunea și să vedem dacă avem Drive Recorder care e 205 euro. Nu avem opțiunea de TV care costă și aia o grămadă de bani și avem, după cum am spus, radio digital care vine în standard acum. Avem M-Lap Timer, bă da mă drecu, M-Lap Timer și Automatic Windows. Vremea vine și ea în standard, Automatic Window, Function not available as guest, please login prin aplicația BMW-ului. Și cam asta este, cam acesta este sistemul de infotainment, nu o să intrăm prea mult în detalii, dacă vrei mai aici câteva scurtături și aici de sus în jos câteva scurtături pe care le-am arătat mai devreme. Deci, cam astea sunt. Configure widgets, deactivate notifications, tot felul de chestii. iDrive 7 e un iDrive bun și 6-le a fost un iDrive bun, 8-ul e super complicat și start recording, ăla era. Deci, cam ăsta este sistemul de infotainment, dar cei mai mulți oameni, inclusiv eu, Apple CarPlay tati. Apple CarPlay e cel mai șmecher. Și mai era ceva de zis, nu avem gesture control pentru că mașina nu are opțiunea care costă și aia 359 de euro, pe lângă faptul că nu are dashcam-ul care are 205 euro și televizorul care costă 1000 și ceva de euro, dar ai sistemul de infotainment full fără control în gesturi. În spate e un Serie 5, ceea ce înseamnă că bancheta e profilată, e destul de confortabilă, aici ai tamai tunelul, două USB-C-uri, priză de 12, două găuri pentru că nu avem clima în spate, avem cotieră cu suporturi de pahare, avem și tetiera care se pliază, avem și ski hatch, bancheta dacă o rabatezi evident că nu va fi plană, dar stai, așa, spațiu ai destul, dacă ai scaunele sport ai și decupajele astea și ai mai mult loc la picioare, am uitat să dau scaunul în spate, dar oricum ai loc, aici ai loc, mai puțin ca în Audi A6, mâner, cârlig, da, și în rest stai bine. Dacă e să stai în mijloc, e destul de tare, dar poți să stai. Asta nu e mașină neapărat de 5 persoane, ai și ISOFIX-uri, nu poți să pierzi căpăcelele, e o banchetă spate de 5 ar, deja o știm, și aici cârligele. Am testat atâtea 5 ar și la mine și la Mihai, încât deja nici nu mai contează. Ce mai contează este cum se conduce 518 de... Deci fii atent aici. Lumina cade de sus, vezi? Și e un semn de BMW aici în plafon, care reflectă, deci e lumina care se duce în ecran, lumina din ecran se reflectă în sus
Și o siglă de BMW băgată acolo. Fabulos. Uite acolo. Acum am observat. Hai să vedem cum se conduce drăcia. Mașina este în drive pe Eco Pro. Deci Eco Pro individual. Eu vreau să fie... Nu e nimic Eco Pro. Pe Eco Pro individual. Ok. Standard. Cel mai bine. Și am plecat. Drive și m-am dus. Frumos. BMW. Din păcate, spun din păcate, dar mă așteptam. Eu nu am găsit poziția ideală. Nu pot să spun că stau rău, dar nici nu stau. Eu stau și mai sus. Nu știu. E un pic ciudat. Mă rog, măcar te țin pernuțele astea destul de bine. Și până la e tot mare. G30, eu nu m-am împăcat niciodată cu G30-ul la poziția de condus. Nu e rău. Dar nu e nici extraordinar pentru o persoană pitică. Da. Pentru cineva mai înalt nu e nicio problemă. Mihăiță, de exemplu, are loc în mașinuță. Oglinzile un pic mici, da, vizibilitatea, hai să zicem că e decentă în spate, vizibilitatea e bună, în spate la fel e bună, nu prea am ce să-i reproșez. Mi-a scos pe decibelmetru mașinuța asta, 80 de km la oră, traseul meu de test anvelope de vară și 59,4. O mașină foarte silențioasă, tot ce e sub 60 este premium. Deci, din punctul ăsta de vedere, este ok. Momentan suntem pe Eco Pro. Și la Eco Pro nu avem turometru. Avem doar consumul instant. Îmi place că avem thumbnail-ul de la melodie. Dacă vrei acest lucru și navigația acolo în centru. Așa, hai să vedem. Deci, nu, hai mă să facem altceva. Ia. Yeah. Că lumea vrea să știe cum trage, mă. Sport. Traction. Cutia pe sport, evident că n-avem launch control. Hai să vedem. Brake boost. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Deci 8,8 secunde ar trebui în mod normal să facă. Așa se mișcă bine. Are răspuns bun, deci indiferent pe ce mod ești, având mai al hybrid-ul ăla, uite. Are răspuns bun, 90 și accelerăm ușor, 95, 100, 110, n-ai treabă nici pe depășiri, nici pe nimic. Cine zice că mașina asta nu trage, nu știe, uite, ai un pic de lag pe Eco Pro, dar uite așa se duce. Și uite, super silențioasă, super silențioasă. În schimb, vine prima curbă și hopa, mașina virează, dar moliciune. Suspensia e moale, anvelopele sunt groase și tot G30-ul e făcut să fie mai moale, să zicem așa. Nu mai e bestia sportivă de altă dată, chiar deloc. Hai să zicem pe confort, dacă se îmbunătățește răspunsul, tot un pic de lag avem, dar uite, urcă. Și pe sport nici nu mai vorbesc. 4000, foarte silențioasă mașina, extraordinar de silențioasă. Nu vine să cred. De asta a rămas G30-ul mașina cea mai bună din clasa asta. Uite, și la 150 de cai mașina se duce, n-ai nicio treabă. Da. Păcat de poziția asta la volan. Deci foarte ok. Și ia fi atent. Hai să punem pe Eco Pro. Ăsta e modul în care ar trebui să mergi cu mașina, dacă se mă întrebe mine. Da, Eco Pro face coasting. Acum și acum hai să vedem. Kickdown. Na. Pe Eco Pro, dacă îi dai kickdown, deci îi dai tare, îi dai talpă, și se înroșește consumul, ce tare. Ceva gen, bă, nu prea mai ești Eco Pro acum, ești Eco Anti. Ce îmi place totuși la ea este că e super confortabilă. Hai să o trecem pe sport, să vedem cum merge pe curbe, să schimbăm manual. M4, M3, Și mașina vrea să stea pe curbe, vrea, dar subvirează un pic, la limită, dacă ai avea mai multă putere, ai reușit să o dai un pic de curbă, dar mașina se înclină stânga, dreapta, volanul e prea gros, e prea mare, nu ai poziția, nu ai feeling-ul ăla sportiv de BMW, ce-i drept, mașina se duce, merge, stă de stat, dar, știi, e foarte moale, ci drept, eu tot pe asta mi-aș lua-o, tot, jante mici, amortizoare normale, tot asta, să fie cea mai confortabilă. Nu vreau să fie
rigidă mașina. Chiar dacă, evident, se pierde esența de BMW, da, vrei geante mari, vrei suspensie M Sport și adapt sau adaptivă, da, dar mașina stă. Păcat să pierzi confortul ăsta. Adevăr, șasiul are o neutralitate în el, simți oarecum ADN-ul BMW, față de versiunea pre-facelift. Am impresia că s-a îmbunătățit un pic direct, deși tot bărcoaie e așa. Dacă ești pe sport așa, cutia schimbă bine. Nu fie cutia sport, dar schimbă bine. ZDF-ul ăsta schimbă bine pe manual și în frână de motor schimbă bine. Mai e un dublu ambreiaj, dar pentru o limuzină cu 150 de cai, mașina din punct de vedere tehnic e bine calibrată. Nu știu de ce au vrut să o fac atât de moale. Sincer, mașina se simte mai apropiată de seria 7 decât se simte de seria 3. Ia să vedem. Super confortabilă, silențioasă pe bump, pe bumpere, pe speed bumpere. Ia, toink, toink. Mișto. M3, M4, M5. Și îmi place că n-ai padele. Sincer, padelele de la BMW erau prea depărtate, prea groase și prea plasticoase, dacă e să mă întreb pe mine. Așa? Uite, ia. Fuge, fuge. E mai engaging așa un pic. Ei, există o problemă. Și știu ce mi s-a întâmplat un pic mai devreme, când am făcut pauza aia. Am făcut eu chestia asta. Deci am dat-o în sus, da? Am apăsat pe butonul de loc și m-am dus în față și am trecut-o în neutru. Dar cumva nu o scosesem de aici și s-a dat singură, ca și când ar trece în parc. Știți voi șmecheria pe care o fac BMW-urile. Ui! Uite, schimba trei trepte imediat. Pe o răsibire de una cu dublu ambreiaj care trebuie să schimbe tuc-tuc-tuc succesiv. Mașina nu era. Poți să mergi tare, te poți distra cu ea. Are suficiente resurse, dar na, mai molicic așa. Mie îmi place. Asta e o mașină pe care o poți să o iei să mergi la impresie, să poți faci drumuri lungi, drumuri confortabile. Poți, fără nicio problemă. Se vede mașina premium din ea, se vede calitatea din ea. Chiar dacă e versiunea de bază și e versiunea cheală, să zicem. Uite, într-a 8-a. Aaa, deci dacă ești pe manual într-a 8-a și îi dai kickdown, îți schimbă pentru tine. De aia să încercăm altă chestie. Zicem, ești într-a 8-a, subturată și îi dai până la kickdown. Mamă, e moartă, nu se întâmplă nimic. Ușor urcă, urcă, urcă până intră turbinele. Ia. Se simte mare, se simte barcă, dar e ok, nu prea am ce să-i reproșez. Că e confortabilă și ultimul lucru de care eu trebuie să mă plâng e confortul, pentru că mie îmi plac mașinile confortabile. Într-adevăr, asta nu mai poți să-mi spui că e un BMW seria 3 și jumătate cum era înainte. Ăsta e un BMW seria 7-075, cam așa. Dar e mișto. Deci m-a impresionat. Dacă mergi liniștit, n-ai nicio treabă, o pui pe pilot automat, nu să faci nimic decât să apeși pe butonul ăsta. Bam! S-a activat pilotul automat. La revedere. Cruise control activated. Ai volan încălzit? Bam! Volan încălzit, scaune încălzite? Bam! Avem butoanele astea de scurtătură pe care le vom pierde la generația următoare. C30-ul e o mașină bună. Și dacă vrei să-ți iei ceva mai sportiv, mergi pe motoarele alea puternici. M550 sau M5. Nu te încurca cu pachete M și alte prostii, că nu faci decât să crești costul de exploatare și întreținere al mașinii, fără să-ți ofere cu mult mai multe. Uite. Eco Pro, jumătate de pedală, mașina crește ușor, progresiv, în viteză. E decentă. Tehnologia e bună. Sistemul audio ăsta de bază nu bârie, dar nici nu are puterea aia absolută. E ok. Și ai toate dotările, ai minimul de dotări necesare pe mașina asta. Scaune electrice, volan încălzit, scaune încălzite, dita mai tableta, tablou de bord,
lumini ambientale care costă și ele 300 și ceva de euro și care se văd bine noaptea. Cam așa se văd. Și poți și farurile. Am vorbit de faruri. Farurile chiar bat bine, dar o să facem o pauză acum până intrăm într-o zonă de pădure ca să vă arătăm farurile. Uite, 90 la oră kickdown și imediat s-a dus mașina. Cifra asta de 150 de cai pe hârtie e un pic subestimată, dacă e să mă întrebați pe mine. Că dacă știe cineva să facă mașini care nu sunt puternice și care să meargă bine, atunci BMW e ăla. Și vă mai spun un lucru. Dacă are cineva un G20, un seria 3 facelift 316D, neapărat aduceți-o la mine, că neapărat vreau să o conduc. Neapărat. O flotă, o ceva, o măslină. Ce să vedem farurile? Fază scurtă, semnalizare, se vede și un pic, se îngălbenește puțin, și fază lungă. Se vede unde e tranziția între fază scurtă și fază lungă. Faza lungă e mai bright decât faza scurtă. Farurile au auto leveling, dar nu sunt adaptive. Nu, sunt farurile normale. Și chiar și pe loc. Nu cred că au cornering. N-au cornering. Exact. Start stop-ul, v-am zis, nu pot să-l dezactivez. Dar ce interesant, dacă tot suntem aici. Ia să vedem. Se oprește. Și cu asta am început. Dar trebuia să arăt. Fiți atenți aici. Doar ciup accelerația și mașina s-a dus din start. Nu mai stai să pornească motorul, să dracu să ăla cu nu. Te-ai dus. Te-ai dus. Și aici, doamnelor și domnilor, se încheie. Stai să mă și văd. Se încheie acest episod de mașini cu Luci Popa. Mulțumim, Autonom. Au două. 495 ATN și 605 ATN sunt 2518 de euro. Luați-le la închiriat, că sunt mașini rare și mașini bune. Închirieri de mașini, leasing, auto și mașina la schimb. În cazul în care te lovește cineva, poți să-ți iei mașina la schimb de la Autonom pe asigurarea celui care te-a păgubit din greșeală, din păcate, nu din greșeală, că cred că e și din greșeală. Deci mulțumim, Autonom, mulțumim că vă uitați la noi, ne vedem în comentarii, ca de obicei, știți cum să susțineți canalul, la 100.000 de abonați, dăm o mașină cadou, avem în descriere linkul nostru cu grupul de abonați cu Telegram. Eu am fost Luci, prima parte a filmării, eu am fost la cameră, Bogdan la cameră, Bogdan la editare. Mașini cu Luci Popa se încheie și tot mai am, după ce am dat în gură, 851 de kilometri autonomie. Autonomie de BMW cu Autonom. Mașini cu Luci Popa se încheie.